Cele cresc din nou după ce robor doboară un nou record al ultimilor ani. Indicele după care se calculează dobânda creditelor în lei a ajuns astăzi la 1,89%, cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, potrivit datelor Băncii Naționale. Indicatorul părea că se stabilizează la începutul acestei săptămâni la 1,87, în urma unor injecții de lichiditate făcute de BNR. Indicele a început să crească peste pragul de 1%, vă amintesc, în cea de-a doua jumătate a lunii septembrie, pe fondul lipsei de lei din piața monetară. Și vorbim despre creșterea indicelui ROBOR și despre ratele românilor cu credite în lei cu domnul Dragoș Nichifor, analist financiar, în direct alături de noi prin telefon în acest moment. Bună ziua, domnule Dragoș Nichifor, vă mulțumesc foarte mult că sunteți în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! În primul rând, v-aș ruga să le explicați telespectatorilor noștri de ce se împrumută băncile mai scump între ele, pentru că de aici rezultă indicele ROBOR. Aș face doar un mic istoric înainte și anume, vă rog. Valoarea de astăzi a indicelui ROBOR este aproape identică cu cea de acum fix 3 ani. Deci la 1 noiembrie 2014 aveam aceeași valoare a indicelui ROBOR. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. La momentul acela indicele era pe tendință de scădere, deoarece aveam inflație în scădere, chiar ajunsese și ulterior și la valori negative. Aveam consum care era la un nivel redus. Abia atunci începea să se creeze iarăși premiza unui consum în creștere. Aveam împrumuturi, creditare redusă, da? Și economisire mult peste valoarea de creditare. Ceea ce se întâmplă astăzi este aproape o răsturnare a situației din 2014. Și anume, avem inflație în creștere și cu estimări de creștere mult mai puternice pentru anul viitor. Avem salarii în creștere, ceea ce generează inflație. Automat avem inflație și anul acesta, dar și pentru anul viitor în creștere. Și toți acești factori contribuie la determinarea tendinței roborului în direcția de creștere. Eu consider că valoarea de astăzi și ceea ce s-a întâmplat în ultima lună jumătate este doar o pregătire a ceea ce ar trebui să se întâmple anul viitor în 2018, un an în care vor fi foarte mulți factori ce vor arăta direcția roborului sau care vor direcționa acest indicator. Despre ce factor este vorba? Și ce ar urma mai exact să se întâmple? Primul factor este inflația, pe care la acest moment toți analiștii, toți economiștii o consideră sau consideră că va avea valori în creștere. Această inflație este creată de creșterea salariilor. Trebuie să recunoaștem că anul acesta, atât în privat cât și în sistemul bugetar, salariile au avut creșteri per total, da? Vorbim de valori cumulate. Inflația crește sau va crește odată cu creșterea consumului și observăm în ultimii ani consolidare, dar cel puțin anul acesta o creștere foarte rapidă a consumului, ceea ce se transpune automat în prețuri. Deci, dacă anul viitor se vor pune în practică și se vor și întâmpla ceea ce ne transmite guvernul, automat sunt șanse foarte mari ca acest robor să-și continue creșterea. Dacă în schimb salariile nu vor crește și atunci calculul guvernului este eronat, deci dacă vom observa de la 1 ianuarie 2018 că mediul privat nu va crește salariul net al angajaților sau cel puțin nu-l va păstra la nivelul actual, atunci, pe fondul unor scăderi de salarii în mediul privat, pe moment putem considera că va fi instabilitatea economică, ceea ce ar putea să se vadă într-o creștere artificială a roborului, dar ulterior, prin preț, printr-o ofertă și cerere care nu mai este echilibrată, automat consumul ar trebui să scadă,
și prețurile vor putea să scadă, deci putem să ne trezim și în situația în care roborul ar putea să scadă tocmai pe o influență a inflației care ar deveni iarăși foarte mică. Bun, vă mulțumesc foarte mult!